iubesc ea românească pentru că este o emblemă identitară și are o istorie de mii de ani. Tehnica și tradiția decorării ei s-au transmis din generație în generație. De aceea, eu consider că ea românească trebuie să intre în patrimoniul universal UNESCO. De ce cred eu că ea trebuie să facă parte din patrimoniul UNESCO? Din patrimoniul UNESCO ce face parte, de fapt? Din patrimoniul UNESCO face parte orice ce este legat de sentiment, orice ce este legat de cultură. Vedem de la mâncare, inclusiv mâncarea este patrimoniul UNESCO, până la tatuajele celor din Noua Zeelandă. Eh, bine, ea reprezintă tatuajele sufletului românesc puse pe boranjic. De-aia, ea trebuie să fie patrimoniul UNESCO. Eu tot port o ea totodată și îmi place să o port și spun pe viitor la mulți ani pentru ziua ei românești.